Salutare, salutare! Bun venit la un nou episod din Minecraft, fraților, paradisul animalilor. De data aceasta o să încercăm din nou să facem același prank pe care am încercat să-l facem pe episodul trecut, dar nu ne-a ieșit. De ce? Pentru că Nociv a avut chef de farse și eu am folosit ăsta furnalul lui Oviță. Bă! Fortune train, I'm breaking. Ăsta nu-i pickaxe-ul meu. Ăsta să-l lăsăm înapoi. Da, 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 pickaxe-ul meu cu silk touch. Eficiență, așa frate, da, da, da. Nu ne permitem. Da, cum spuneam, Nociv a avut chef de farță. I-a pus un TNT acolo, e o viță. Nu știu exact dacă se mai activează. N-am făcut probă. O să fac eu probă în afara episodului. Oricum, ideea e că am luat eu farță, am bubuit. Probabil ați văzut deja pe episodul postat. Nu mă așteptam, frate, la asta. Asta e viața. Așa că trebuie să facem o farsă. Mă, inițial aș fi vrut să-i fac farsa altcuiva, dar... Da, Nociv nu s-a chinuit să repare aici, așa că deocamdată nu o să-i pot face lui farsa asta. Lui pregătesc ceva mai urât, mai cu TNT-uri, pentru că și el mi-a pus TNT în casă și am avut noroc, n-am deschis furnalul, pentru că știam că, na, e neregulă acolo, adică, bă, eu n-am furnal în casă și dintr-o dată cineva, bă, salut delfinaș, a reușit o viță să te țină de data asta, să nu mai mori. Și o să facem, uite aici așa. Da, o să facem una bucată drum cu caruselul, dar nu e orice carusel, stai să folosim pickaxe-ul ăsta de iron, o să fie un carusel cu pericole, să spunem așa, dar uite, nu m-am gândit la un lucru, bă, toată lumea avea pufferfish și nu-i folosea la nimic. De ce să nu-i fur eu, bă, Oviță, oare unde aveai tu pufferfish? Uite, mă, frate, 1, 2... 3. Îți mai lași și ție 2, îți ajung. Dacă chiar e nevoie, îți mai prind alții, nu-i problemă. Și m-am gândit să facem în felul următor 4 și bă, da, mi-am făcut rail-uri, nu glumă. Ăsta nu mai am nevoie de el. Mă, oare unde? Uite aici așa, să fie, să te duci frumos. Aici. Stai, stai un pic să-mi dau seama exact cum ar trebui să fac. Da, tocmai am greșit deja de prima dată. Ideea e că e ceva nou pentru mine. Aici hai să punem un de-asta roșu. Așa, periculos, să prindă viteză. Vreau să-l pun eu chiar acolo. Aici, așa. Bun, frate. Aici mai punem unul în viteză. Bă, ăsta în viteză nu e ok aici. Îl spargem și îl punem aici, așa. Așa. Să fiu sigur de treabă. Și aici o să fac treaba asta, fraților. Pentru că nu se așteaptă nimeni. Bă, oare la ce distanță trebuie să fie? Uite, așa, așa. Unde Dumnezeu e, mă, ăsta? Pistonul. Sticky, uite aici, sticky pistonul. Punem un piston aici, unul aici și dacă tot mai am încă unul, de ce nu? Faza e că astea sunt ultimele. Trebuie să mă mai duc înapoi în... Sau să fur de pe la cineva. În mlaștină să-mi fac rost. Hai să activăm toate astea, să fiu sigur de o treabă. Hai că merge să le activez de acolo, sigur, sigur. Așa. Aici punem... Nu știu, cobalt, orice material, nu are importanță. Aici o să facem următoarea șmecherie. Detector rail. De fapt, stai să pun și niște nisip, că totuși... Hai că nimerești și eu tastele dacă e. Deci punem detectorul aici. Acum trebuie să ne ducem cumva, dar nu știu cum să fac eu treaba asta. Hai, frate. Da, păi nici nu vreau să sparg. Ideea e că dacă pun cartul aici... Stai să ies. Deci ideea e că dacă pun cartul acolo, vedeți, se activează.
Stai, stau cu pickaxe-ul în el. Cel mai simplu, vă dați seama, uite așa. Hai să punem niște redstone pe aici. Vedeți? E stins la culoare și dacă... Nu mai cad eu pe aici. Dacă am pus cartea acolo, tac, s-a prins. Deci o să fie perfect asta ca să activez și când trece cartul pe el, bam, ți-au luat bucata. Da, întrebarea e cum fac eu. Astea nu sunt ok aici, așa. Aici o să punem dispenserurile alea, sau cum le spune. Aveam perfect 3, am avut. Oare așa? Mă, cred că așa trebuie puse. Hai să ne mai facem un pic de spațiu pe aici. Lopățică. Asta o putem distruge oricum la un diamant. Nu e nicio problemă. Pickaxe-ul. Spargem aici să ne facem drumul. Întrebarea e pe unde să fac eu drumul. Nu știu exact, dar las că ne mai gândim. Dăm niște redstone aici. Și acum... două secunde să mă gândesc că... Opa, mi-a căzut telefonul. Mă, oare ce aveam eu nevoie? Trebuie să pun undeva torța, dar nu știu exact cum să fac legătura. Ia stai să fac eu treaba asta așa. Oare îmi iasă dacă pun așa? Da, mi-am distrus mai mult decât trebuia, nu-i problemă. Uite aici pun un bloc de nisip că se sparge un pic mai ușor. Hai că da, bloc de nisip am pus. Și punem detectorul aici. Și să vedem, merge frate treaba? Nu se activează. Da, da, da. Deci aici trebuie să mă mai duc cu un bloc în sus. Ta, și nu se dea bine. Așa s-ar activa. Mă. Deci ăsta trebuie să stea activ mereu. Și ca să stea activ mereu, hai să punem o torță aici așa. Hai că da. Redstone. Aici e redstone-ul. De fiecare dată am probleme când e vorba de construcții cu cu redstone. Uite bă, numai la ultimul se activează. Hai bă, serios. Te-ai trezit tu mai cu mod să nu te activezi, da? Ah, de fapt asta e și normal să nu se poată activa. Aici trebuie să văd cum sparg eu acolo. No, frate, acum ar trebui să te activezi totuși și tu. Hai, activează-te. Așa, frate, bun. S-o activa și treaba asta. Punem aici așa. Și ideea e că dacă pun cartul acum... Nu se dezactivează, bineînțeles că nu se dezactivează. Deci, acum, stați numai un pic să-mi dau seama ce greșesc eu oare aici. Deci trebuie să fie tot timpul activ, da? Mamă, mamă, deci mă domină din nou treaba asta. Atunci înseamnă că trebuie să fac altfel. De fapt, aia trebuia să o las acolo, nu avea importanță. Asta îl punem aici. Asta îl spargem de aici. Punem șmecheria aici. Mamă, ce oră fac. Din nou, dai, zici că se face tot mai repede noapte. Și dacă punem asta aici acum. Hai să-i trag și un traseu. Da, hai că-i fac eu traseu, cum să nu? Mă, frate, iar începe să mă domine treaba asta. Așa, și acum dacă pun cartul aici...
RIP voce, RIP card, nu le mai găsesc. Domnul se stinge, mă, frate. Păi ce greșesc, mă, iară? De fiecare dată eu trebuie să greșesc ceva și să nu-mi dau seama ce. Hai să pun torța mai în sus. Că din câte știu, pare dacă pun la același nivel, nu se... Bă, ăsta e, mă, frate. Deci asta e șmecheria. Mă duc și eu așa liniștit cu cartul, uite să zic așa. Nenea cartul. Nu știu de ce l-am oprit, în fine. Și când ajung aici... Da, da, da. Da, trebuie să mai punem de-astea de viteză pe aici. 1 acolo, 1 aici, 1 aici. Hai să mai facem o probă, fraților. Ia uite. Opa, nu vreau să se întâmple. Bă, cartul meu. Bă, nu vreau să-mi pierd cartul. Nenea, dă-mi cartul înapoi. What? Mi-am grupat cartul. În fine, și aici o să ne ducem noi. Destul de adânc. Opa, tocmai mi-a vibrat telefonul. Ideea, nu știu cum ascund o toată treaba aia. Da, nu m-am gândit că eu trebuie să mai și ies de aici. Nu-i nicio problemă, facem așa. Putem să pun totuși la sfârșit groapa asta. Da, uite, facem așa. Pufferfish. Mamă, bă, 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 ce se umflă ăsta, mă? S-a umflat orezul în tine, frate? Hai să spargem în continuare aici. Să am grijă. Bun. Că parcă iasă treaba, deși trebuia să pun și celălalt pufferfish, lasă, e bine. Cu 2. Mă. Acum ar trebui să sparg ăstea. De fapt, dacă pot să-l pun și pe celălalt, pufferfish, uite așa. Îi dau drumul de aici, frate. Ar trebui să se ducă jos și am luat apa. Perfect. Deci avem 3 pufferfish acolo. No, să vă văd eu cum ieșiți voi de acolo, fraților. Acum trebuie să astupăm aici, dar problema e următoarea. Aici cu torța asta de redstone, nu știu cum astup eu șmicheria. Ai, nu, nu, nu. Hai de cap, nu-mi vine să cred. Deci chiar mă enervez. Mi-am omorât pufferfish-ii. Aoleo, frate, n-am să fac torță. Hai că din nou e fail toată treaba. Nu m-a dus capul, mă, să-mi iau să pun torțe acolo, mă. Hai de cap, mă, hai să văd dacă are niște torțe ovițianul pe aici. Ovițianul, zic că e o torță, te rog, bă, bă, mă enervează, mă, că niciodată nu-mi ies farțele astea din prima. Tot timpul trebuie să pic eu în ele sau să stric ceva. Asta e că mai are un pufferfish și-l fur și pe ăsta, asta e, las, că-i duc eu alții, nu-i problemă. Bă, dar n-are nicio torță sau chiar atât de orb sunt eu? Ce sabie și micră. Fire aspect, da, da, da. Incredibil, frate. Băi, și am acasă o grămadă de torțe, mă. De unde furăm, frate, niște torțe? N-ai, mă, niște torțe pe aici? Aoleu. Da, aș putea să pun și lava acolo, să fiu sigur. Uite aici torțe. Hai să nu-i le fur chiar acolo de la oi. Torțe sau coal? Da, flint. Flint.
Bă, frate, dar n-are nimeni o torță amărâtă, mă. Unde ai furnalul, frate? Flint. Bă, frate, nu se poate, mă, să n-ai niște... Flint. Nu se poate, frate. Deci nu are nimeni niște căl. Că ar trebui să mă duc acasă, că acasă am o grămadă de torțe. Flint. Nu pot să cred, bă, frate, bă, nu pot să cred, bă. Dacă mă duc, mă, la minat, că sigur găsesc niște căl pe aici. Aoleu. Bă, știu că putem respira în sfârșit, uite acolo. Norocul ăsta loviță, uite, în sfârșit niște col. Bă, bă, deci nu-mi vine să cred că sunt așa săraci, mă, oamenii ăștia de aici. Cum, frate, să n-ai? Aoleu, hai că le-am luat cu ăsta cu silk touch. Da, am făcut treabă, dacă e. Unde-i celălalt? Hai de mine. Bă, nu știu, mă, niciodată nu-mi iasă farsele astea și mie din prima. Na, fraților, să aveți tot căul din lume acum. Că vă dau de la mine, că voi sunteți săraci. Hai, frate. Deci pentru tei 3 torțe, uitați cât am stat să caut. Dai să mai mănânc ceva. Bă, dar mâncărică mai am la mine? A, uite aici. Dioritul ăsta. Opa. Ce-am făcut? Hai că l-am aruncat dacă e. Scuzați, tocmai mi-am pus jocul unde nu trebuia. Singurul dezavantaj e că aici e o groapă. Cum astupi o groapă asta, nu știu, dar mă gândesc eu la ceva. Și să mergem mai departe. Hai să sparg totuși aici. Oh, mă, nu te mai umfla atâta, mă. Uite așa, să punem neapărat, de fapt stai cam... sticuri. Acum mai rămâne să-mi dea damage. Coal. 4 torțe. Hai să mai fac 4 torțe. Perfect, frate. Așa. Acum pot să pun torțele aici. Bun. Deci acum sunt sigur că dacă o să pice sand-ul, nu o să mai am, frate, probleme. Și acum să urcăm. Hai că urc dacă mai e. Hai să sparg înapoi cu pickaxe-ul acolo. Nu-mi vine să cred ce am făcut din nou. Aoleo, ignorați-l, fratele. Urs. Bă, dar nu-mi vine să cred, mă. Cum o să fiu atât de nou, mă? Să pun nisip și să sparg de sub mine. Ce să-mi imaginez că ce? Că nisipul ăla... mă va ține sau habar n-am ce... capul ăsta meu. Hai să spar și aici, să pun înapoi o torță. Uite așa, punem torțe. Treaba asta cu torțele de la voi am învățat-o și chiar e foarte bună, foarte utilă. Peștișorii încă nu-i pun, că nu vreau să-i mai ucid încă o dată. Așa, hai să vedem, ajung să spar până acum. Perfect, frate. Ăla-i. Bă, stai. Mamă, deci farsa asta mă seacă de puter. Așa, frate, stai să-mi iau cartul. Bă, nu mai am loc să iau cartul? A, stai să pun colul ăsta.
Așa, ca să ne facem spațiu. Băi, frate, bă, da. N-ai cum, așa, n-ai cum. Punem niște sand acum, așa. Și să venim mai departe cu rail-ul. Rail, așa, frate. Acum întrebarea e pe unde să ne ducem ca să nu dea de bănuit toată treaba asta. Da, uite, așa o să ne ducem. Mamă, ce nebunie facem acolo. Opa, opa, stați că mi se oprește ceva și nu e ok. Bun. Mai punem unul aici. Trecem pe lângă porcișori. Bă, nu mai avem. Astea au fost. Nu trebuie să știe nimeni că aici se termină. În fine, aici n-are nici cea mai mică importanță oricum. Bă, da, aici parcă nu dă bine. Stai să mai sparg un pic de aici din spatele porcului. De fapt, iron mai am? Mai am 7 bucăți de iron. Stai să mai fac câteva. Ca să dea bine, frate. Vezi, treaba aia nu m-am gândit că dacă făceam mai bine aici, așa, lângă copac, nu cred că mai dădea de bănui nimica. Mamă, și cred că așa să fac oare lângă copac? Ia stați, nu m-am pis să fac o probă. Așa, uite aici. Bă, dar bate la ochi, mă. Adică nu știu ce să zic. Bucata asta care stă așa în aer prea bate la ochi, prea nu știu cum să zic. Adică ar fi trebuit să fac cumva să fie lângă, uite, de exemplu, lângă copac și să pun groapa chiar aici în față. Atunci dădea mult mai bine. Ce spuneți, fraților? Ia, două secunde să văd de cât timp filmăm. Hai că am văzut dacă e. Mă, se pare că filmăm deja de ceva timp. Fraților, hai să mai facem niște rail-uri. Nu știu, în caz de ceva o să mut eu și în afara episodului. Ideea e că ați văzut despre ce o să fie vorba. Hai să mai fac niște rail-uri. Perfect, uite încă 16. E numai bine. Și începutul o să fie chiar de la o viță. Mamă, ce zăpăceală am făcut acolo. Chiar de la o viță de acasă are? Uite, asta nu-i nevoie să-l lăsăm aici. Aici putem pune unul normal. Așa. Bun, mai punem unul aici, așa. Să facem un buton schimb. De fapt, stai că pot să-l fac, cred că și fără. Nu pot să-l fac fără. Un buton normal. Un buton normal, te rog frumos, așa. Bă, cum fac? De fapt, stai că nu știu dacă pot din asta. Așa. Un buton acolo. Și aici hai să punem cartul, frate. De fapt, stai să văd. Perfect. Se activează. Și aici putem lăsa încă un cart. De fapt, stai să mai facem un ce, furăm un chest, de fapt, ce să facem? Carovițeanu aici 15 chesturi. Mai am o singură bucată de iron. Uite așa, mai punem un cart aici. Unde e cartul? Unde e, frate, cartul?
Bă, am luat o razna. A, uite, bă, sincer, chiar am luat o razna. O, vor fi și ăștia, au murit săracii. Pe ceilalți doi o să-i băgăm noi în afara episodului, tot acolo jos. Fraților, acesta a fost episodul. De fapt, stai, mă, de ce? Uite, stai să facem treaba asta. Game mode creative. Să fiu sigur că nu mor. Stai să-mi iau una bucată cart. Așa, mai pun aici încă un cart. Să-l am acolo. Mă urc în ăsta, apăs butonul. Și uite așa o să fie toată șmecheria. Și am căzut direct la pufferfish. Ha, și tocmai mi-am dat seama că nu merge treaba. Dar nu-i nicio problemă. Înseamnă că o să renunțăm la treaba cu pufferfish-ul și o să punem aici niște foc. Uite, o să pun nu, redstone, cum îi spunem, nether. O să pun niște netherrack de ăsta. Știu că sunt pe creative acum, nu are importanță. Oricum pot să fac treaba asta în afara episodului. Ne dăm un flint. Adică sunt chestii pe care oricum le am acasă, doar ca să nu mai pierd timp, că deja filmez de 26 de minute. Și încă n-am terminat farsa. Și așa o să cadă direct în foc, frate. Bă, așa, vreau să și ies afară. Punem sand-ul înapoi. Punem rail-ul înapoi. Fraților, acesta a fost episodul. Sper să vă placă ideea. Hai să ne mai dăm aici una bucată cart. Să mai vedeți odată. Asta putem lăsa aici. Așa. Mai facem odată o probă. Să vedem. Deci, cine o să vină așa cu cartul, o să se ducă frumos. Game mode survival. Și din nou. A, din nou nisipul mi-a stricat tot, bă, deci iar am uitat. Din nou, uite aici trebuie să punem neapărat torțe. Bine că am făcut proba. Uite așa, punem torțele aici. De data asta, fraților, suntem siguri, siguri că torțele o să-și facă treaba și o să spargă nisipul. Hai să vedem, îi mai pot da foc acum? Hai că da, îi mai dau foc dacă e. Da, nu mai putem să-i dăm foc, nu-i nimica, atunci o să facem o groapă și mai mare în care, nu știu, în care pur și simplu o să se ducă. Ei, văd, eu mă mai gândesc în afară episodului ce să bag în groapă. Game mod creative. Hopa, am reușit să buguiez jocul. Ieșim un pic de aici pentru una bucată poză. Așa. F1. Fraților, acesta a fost episodul puțin mai lung decât mă așteptam. Mamă, deja filmăm de jumătate de oră. Trebuie să mai gândesc exact ce să pun în groapă. Sincer, lava ar fi cea mai bună, da? Nu pot să pun lavă, vă dați voi seama că aș distruge tot. Da, nu uitați să dați butonașul de like, share și subscribe, că mă bâlbâi și fiți pe fază, mai urmează, pa, pa!